Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tocană marocană cu carne de vită, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de rasol de vită, 1 kg de cartofi, 3 morcovi tăiați în sferturi, 200 de grame de fasole verde congelată, 2 cepe mari tăiate julien, o legătură de pătrunjel tocat, o roșie tocată, 3 linguri de ulei și câte o linguriță din chimion, piper, curry, sare și curcuma. Pentru această tocană voi folosi oala sub presiune Tefal Secure 5 Neo. În ea voi pune puțin ulei. Voi adăuga bucățile de rasol de vită. Și ceapa. Și le voi lăsa să se călească pentru 3-4 minute. Cu ajutorul oalei sub presiune de la Tefal, rasolul de vită se va găti foarte repede, va fi fraged și suculent. După ce s-au călit ușor carnea și ceapa, putem adăuga condimentele, adică sare, piper, pudră de curry sau puteți adăuga raz al hanut, chimion sau cumin și curcuma. Amestecăm totul foarte bine. Și vom adăuga roșia și jumătate din cantitatea de pătrunjel. Încorporăm și aceste două ingrediente. Și vom stinge totul cu aproximativ o jumătate de litru de apă. Punem capacul oalei și rotim până va face clic și vom seta oala la treapta 2, cea pentru carne roșie sau carne de pui. Oala este foarte performantă și se poate folosi în siguranță, aceasta are 5 sisteme de siguranță și se blochează atunci când presiunea este acumulată. Vom aștepta acum ca aburul să iasă prin această supapă, se va auzi un fluierat, iar din acel moment vom lăsa oala să fiarbă pentru 20 de minute. După cum vedeți, aburul a început deja să iasă, așa că voi lăsa oala să fiarbă pentru 20 de minute. După 20 de minute, vom opri focul și vom lăsa oala să stea pentru aproximativ 2 minute. După 2 minute, putem depresuriza oala. În acest moment, indicatorul de presiune este roșu, asta înseamnă că oala este sub presiune. Pentru a o depresuriza, vom roti foarte ușor supapa, astfel încât aburul să poată ieși. Continuăm să rotim foarte ușor, până când tot aburul din oală va ieși. Când aburul nu mai iese deloc din supapă, iar indicatorul de culoare roșie a coborât, asta înseamnă că oala nu mai este sub presiune, așa că o putem deschide fără probleme. Carnea arată foarte bine, este deja foarte bine gătită, așa că putem adăuga legumele și voi începe cu cartofii. Adaug și morcovii. Iar la final, fasolea verde. Punem din nou capacul. Închidem oala. Setăm oala la treapta 1, cea pentru legume. Vom porni focul. Așteptăm ca oala să intre iar sub presiune și să auzim sunetul caracteristic și din acel moment mai lăsăm oala să fiarbă pentru 6 minute. După 6 minute, legumele sunt și ele gata, așa că putem opri focul și vom depresuriza oala. Pentru o depresurizare rapidă, puteți pune oala de la Tefal și sub jet de apă rece. Tocana marocană este gata, arată și miroase foarte bine, legumele sunt și ele bine gătite. Deasupra voi pune puțin pătrunjel. Voi lăsa tocana să se răcorească puțin, iar apoi o putem servi.
Oala sub presiune Tefal Secure 5 Neo are și un coș pentru gătire la abur. Cu ajutorul lui puteți găti foarte rapid legume sau pește la abur. Tocana marocană cu carne de vită este gata, am aranjat-o pe un platou, arată și miroase foarte bine. Haideți să vedeți și mai de aproape. Carnea de vită este foarte bine gătită. Uitați cât de bine poate să arate. Carnea de vită este foarte bine gătită și este și foarte gustoasă, vă asigur. La fel și cartofii. Și ei sunt foarte, foarte bine gătiți. Haideți să luăm și puțin morcov. Este la fel de bine gătit doar în 6 minute. Fasolea verde nu mai este nevoie să vă arăt, pentru că este și ea foarte bine gătită. Tocana marocană este foarte gustoasă, ați văzut că este gata în maxim jumătate de oră și sper din suflet să o încercați și voi măcar o dată. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!